Neața lume și bine ales la un nou episod de Mod Showcase. De data asta, vă întrebați de ce nu sunt pe lumea mea de Mod Showcase? M-am gândit că mă chinui prea mult pentru acele tâmpenii și muncă în plus și de-aia n-ar postat așa de des. De-aia o să le fac de fiecare dată pe... obișnuit cu jet, să deja să iau jetul. În momentul ăsta sunt pe Mod Tech-ul de la World War 3. Și o să fac niște showcase-uri pe modurile din el pentru a învăța și prietenul nostru Rareș să folosească din moduri. Dar oricum, astăzi vom trece la modul... Stați să dau și puțin pe peaceful. Vom trece la modul Ender Io. Ender Storage, pardon. Ok, Chandal, adaug pe Ender Storage-ul aceste trei chestii. Puteți zice că sunt nefolositoare, dar chiar sunt folositoare. Da, asta văd că n-are textură, dar nu știu ce. Ok, să începem cu începutul. Asta e un Ender Chest. Resip. Se craftează cu 3 Blaze Rod, un Wool, de orice culoare, din câte știu. Nu sunt sigur dacă ești pe 1.7.2 la fel. 2 obsidian, un chest și un enderpearl. Ce face asta? Păi îl puteți pune în diferite locuri, la distanțe, și vă luați de aici, din așa, culori. O să luăm galben, light blue și magenta. Vedeți? Și ele o să se conecteze în funcție de culorile pe care le pun. Și cum o să vă arăt asta? Uitați, o să iau de aici niște iteme. O să iau și o vară. Și o vară. Nu merge. Ok, o să le pun aici. Și din câte vedeți, se află și în partea asta. Când sunt conectate, se deschid și amândouă. Și pentru ce sunt folositoare? Pot fi conectate prin pipe-uri, pot intra pipe-uri la ele. Pipe. Ok, wooden pipe, cobblestone pipe. Chest. Ok. Așa, așa. Vă arăt și cum e basic-ul să extrageți iteme dintr-un cufăr. Și hai să punem toate itemele astea aici. Din câte și eu, normal, ar trebui să meargă și să intre în ăsta. Haideți să facem testul și până atunci o să trecem și la Ender Pouch. Ender Pouch-ul se craftează astfel. Ups. Aici. Wool, 4 Blaze Powder, 3 leather și un ender. Și acesta vă întrebați cum îi punem link, fiindcă nu putem să îi punem culorile în mod normal. Uitați, am intrat și acestea, deci merge. Shift click dreapta și când îl deschidem, se deschid toate 3. Și merge, merg puse mai multe. Uitați. Să-mi iau și culorile. A să vă arăt. Ok, puteți pune cât de multe vreți, astea le puteți pune gen să se conecteze toate la un anumit cable sau un generator sau ceva de genul. Ok, și am revenit. Acum următoarea chestie care o să vă arăt este Ender Tank. Ce face Ender Tank-ul? Păi, face cam același lucru, numai mi-am aruncat și culorile, oricum trebuie. Voi să luăm alte noi, hai să luăm gri, roz și verde. Face cam același lucru, numai că funcționează pe lichide. Ok. O să fac un mic setup și revenim imediat. Și am revenit. Acesta este setup-ul. Să-l pornim în ambele părți. O să vedem cum ar trebui să înceapă să iasă, să vină apă. Mai multe engine-uri de-astea. Ok. Apa vine, le-am conectat. Și ar trebui să intre apa în tank.
Și da, iese prin partea cealaltă. Știu că poți să-l setezi să nu iasă apa din ea, parcă. Nu sunt sigur. Explodăm, spate. Da, oricum. Vedeți, se păstrează apa în el. Să-l punem la loc. Și nu merge neapărat cu bullcraft-ul, merge și cu zice să-i zic. E aici. Extra utilities. Spre exemplu, luăm un transfer node liquid și un crossbar. Așa. Și ar trebui să. Da, transport apa. Nu știam de particulele astea. Și mai dacă fac asta, ar trebui să nu mai ducă niciodată. Cred că dacă fac asta, nu mai primește. Ok. Bine, deci cam astea sunt basic-urile. Sper că v-am ajutat, mai ales pe Rareș. Și cam atât a fost cu acest episod de mod showcase. Ne vedem data viitoare.